Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. O zi bună pentru a ieși din monotonie și de a face lucruri spontane, plăcute, pentru experiențe de neuitat. Astrologii vă recomandă să aveți curaj să încercați mai mult, indiferent de rezultat. Astrologii au vești bune pentru unii nativi ai zodiacului și întrevăd surprize frumoase în dragoste. Lucrurile decurg în mare parte armonios, iar neînțelegerile care pot interveni se bazează pe un dezechilibru în diverse planuri. E cazul să ne stabilim prioritățile pentru a progresa într-un mod echilibrat. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Poate că nu veți avea succes în tot ceea ce v-ați propus, dar trebuie să fiți realiști și să acceptați că așa ceva este aproape imposibil. Totuși, dacă ați reușit să rezolvați cea mai mare parte a sarcinilor avute, este foarte bine, nu? Dacă nu veți fi obiectivi în stabilirea scopurilor, veți fi mereu dezamăgiți și asta nu va face niciun bine psihicului vostru. Și gândiți-vă că acesta vă susține pentru a fi activi în continuare. Berbecii au planuri în această zi. Planuri de distracție, veți participa la un eveniment în familie, o petrecere de seară într-o locație exclusivistă unde vă veți distra pe măsură. Uitați de griji, de probleme, de vârsta pe care o aveți și dezlănțuiți-vă. Accesați acele surse de energie pozitivă care vă pot ajuta să vă mențineți buna dispoziție și vă pot da forță de a merge înainte. Apelați la prieteni mai veseli, distrați-vă și veți vedea că veți fi mult mai pregătiți să faceți față unor noi provocări în zilele următoare. Taur. Dacă sunteți solicitați să acordați sprijin cuiva care are realmente nevoie de voi, faceți tot posibilul să ajutați. Veți face un bine și persoanei respective, dar și vouă înșivă. Mizați pe generozitate și noblețe pentru ca ziua să aibă un sens. Căutați ceva interesant de citit, documentați-vă în legătură cu acel subiect care v-a captat atenția în ultima perioadă. Acest lucru vă face plăcere și poate fi o modalitate excelentă de a vă reface după eforturile unei zile de muncă plină. Taurii, astăzi va trebui să luați câteva decizii importante. Este posibil să vă gândiți să vă mutați într-o altă zonă, să vă căsătoriți sau să rezolvați anumite probleme familiale. Încercați să discutați toate cele de mai sus cu cei apropiați pentru un sfat. Poate că și soarta locului de muncă actual va depinde de aceste discuții. Viața sentimentală este foarte monotonă. Fie că sunteți un cuplu sau solo, faceți ceva pentru a colora puțin, altfel nu veți evolua deloc bine în perioada imediată următoare. Gemeni. Tensiunile în relație nu sunt numai din vina partenerului. Dacă recunoașteți acest lucru, atunci sunteți cu un pas înainte pe calea cea bună. Comunicarea este extrem de importantă în rezolvarea problemelor de această natură, însă pentru ca aceasta să fie eficientă, onestitatea trebuie să aibă un rol central. Fiți sinceri unul cu celălalt, povestiți-vă temerile și dorințele și astfel veți găsi modalitatea cea mai eficientă de a ajunge la un rezultat pozitiv. Nu încercați să vă ocupați de ceea ce nu puteți controla în aceste momente. Elaborați un plan, întocmiți o listă de priorități și faceți pași mici, dar siguri. Poate că va exista timp liber în această zi și pentru sport, exerciții, ciclism sau o simplă plimbare în natură. Valorificați la maxim oportunitățile profesionale care vă pot oferi beneficii importante în zilele următoare. Este foarte important să reacționați în timp util. Mai târziu, cel mai probabil ar fi inutil. Rac. Ar trebui să mai tăiați din cheltuieli, să renunțați la anumite extravaganțe dacă nu vreți să rămâneți faliți. Dacă nu încercați să vă organizați cheltuielile, riscurile sunt mari și la un moment dat s-ar putea să nu mai faceți față. Iar dacă vă gândiți să faceți împrumuturi tot pentru a cheltui, gândiți-vă de două ori. Nu este înțelept să faceți o asemenea greșeală. Mai bine ocupați-vă puțin de casă, de problemele domestice, ceea ce vă poate liniști și vă poate aduce apreciere din partea apropiaților. Există riscul dacă sunteți determinați și îndrăzneți să obțineți o șansă profitabilă la locul de muncă sau în domeniul iubirii. Ziua este perfectă pentru acțiuni spontane. Bazați-vă pe creativitatea voastră și faceți lucruri senzaționale. Faptul că vă manifestați mai mult grija pentru partea domestică a vieții ar putea să aibă un impact pozitiv asupra zilei de astăzi. Leu.
Dacă apar elemente neprevăzute în peisaj, starea voastră psihică s-ar putea înrăutăți considerabil. Nu sunteți dispuși să acceptați niciun fel de compromis în legătură cu anumite situații și orice lucru menit să schimbe datele inițiale vă agasează la maxim. Nu este cazul să vă stresați fără rost. Viața este plină de neprevăzut, iar voi ar trebui să mai renunțați puțin la rigiditate și să vă adaptați situațiilor nou create. Pentru că ați muncit atât de mult în acest proiect, cunoașteți fiecare aspect. Pentru care este imposibil să pierdeți. După ce veți primi aprecierea tuturor, veți primi și mai multe oferte din partea unor companii rivale. Rămâne decizia voastră dacă veți rămâne la actualul loc de muncă sau veți pleca pentru a avansa în carieră. Gândiți-vă bine, dacă vă veți menține inflexibil și vă veți opune schimbărilor, veți avea șanse minime de reușită. În plan familial, o astfel de atitudine va fi cu atât mai nocivă, cu cât mai ales juniorii încearcă să vină cu idei noi, poate chiar nonconformiste. Fecioară. Ziua aceasta s-ar putea să fie plină de surprize pentru voi, însă nu prea aveți disponibilitate pentru asta. V-ați fi dorit ceva mai mult calm și liniște și puțină constantă în viața voastră, însă se pare că nu aveți deloc noroc pe parcursul acestei zile. Totuși, încercați să vă acomodați cu situația, fiindcă nu aveți încotro și poate că surprizele de care ați putea avea parte nu vor fi tocmai neplăcute. Persoana iubită vă va face o surpriză neplăcută sau veți afla un secret ascuns care vă face să vă gândiți dacă mai vreți să fiți în această relație. Vestea trădării vă provoacă o reacție în lanț, iar totul se va transforma în haos. Spre finalul zilei, lucrurile se vor mai liniști puțin, așa că veți avea posibilitatea să vă bucurați de mult dorita relaxare. Astrele arată clar o primă parte a zilei foarte agitată, în timp ce spre seară puteți gusta din plin de liniște și pace. Balanță. Astrele vă creează circumstanțele favorabile astăzi. Aveți posibilitatea să vă afirmați, să vă promovați ideile și proiectele, să vă faceți remarcați. Valorificați-vă la maxim potențialul și rezultatele nu vor întârzia să apară. Aveți însă grijă, concurența nu doarme. Nativii din balanță se vor simți astăzi singuri. Veți cere ajutorul familiei sau a unor prieteni și veți fi refuzați, motiv pentru care vă veți simți singuri. În realitate, lucrurile nu sunt atât de grave pe cât credeți voi. Liniștiți-vă, gândiți-vă bine și încercați să rezolvați problema inițială. Dacă nu veți ști să profitați de oportunități, s-ar putea ca alții să vă ia înainte. Mai lăsați la o parte criticismul exagerat la care sunteți predispuși. Se pare că unii dintre apropiați nu doar că s-au săturat să vă audă discursurile, dar chiar sunt agasați de modul în care le subliniați defectele, de parcă voi ați fi perfecți. Poate ar fi bine să reflectați mai bine la acest aspect. Scorpion. Chiar dacă azi aveți ceva mai multe responsabilități ca de obicei, o bună organizare vă poate scoate oricând din încurcătură. Dacă nu veți face ordine în chestiunile pe care le aveți de rezolvat și veți lăsa totul la voia întâmplării, se va crea haos, iar stresul va fi maxim. Scorpionii vor simți astăzi că întregul univers îi pune la încercare. Nu este cazul să vă simțiți persecutați pentru că nimeni nu are nimic împotriva voastră, ci totul este doar în imaginația voastră. Singurul lucru care vă va ajuta să supraviețuiți aceste zile tensionate este mișcarea. Depinde numai de voi să vă faceți viața mai frumoasă și să treceți mai ușor peste o zi încărcată și încurcată. Spre seară veți avea parte de o surpriză plăcută din partea celor dragi, așa că bucurați-vă de compania acestora și de ceea ce veți primi din partea lor. De asemenea, arătați-vă aprecierea pentru a mai primi și în alte ocazii astfel de atenții plăcute. Săgetător. Veți câștiga foarte mult dacă veți reuși să mențineți o atitudine echilibrată atunci când veți sta de vorbă cu anumite persoane, chiar dacă acestea nu prea sunt pe placul vostru. Este important să țineți cont de propriile interese în primul rând și să acționați în conformitate cu acestea. Dacă vă treziți indispuși, ar trebui să faceți tot ce vă stă în putință pentru a nu vă vărsa nervii pe alte persoane. Meditația, exercițiile fizice, poate chiar autohipnoza vă pot ajuta. Dacă luați în considerare aceste sfaturi, veți putea petrece restul zilei cu rezultate productive. Dacă vă lăsați copleșiți de emoții și veți acționa pe baza impulsurilor de moment, nu vă veți alege cu nimic bun. Oponenții dumneavoastră chiar încearcă să vă destabilizeze și să vă creeze o imagine proastă, așa că nu le dați această satisfacție. Petreceți mai mult timp cu familia și prietenii. Mereu astfel de întâlniri au avut un efect revigorant asupra voastră, așa că profitați cât de mult se poate. Capricorn.
Se pare că cheltuiți destul de mult pentru bugetul vostru din această perioadă, așa că ar cam fi cazul să vă mai și opriți. Ar putea să vă vedeți puși în situația de a nu mai face față anumitor necesități în caz că va fi nevoie și în privința eventualelor investiții trebuie să procedați cu multă băgare de seamă, pentru că există riscul de a vă îndrepta în direcții total greșite. Conflictele cu familia, colegii de muncă sau șeful nu sunt excluse. Dacă nu doriți să vă pierdeți slujba, nu ar trebui să ripostați atunci când vi se aduc critici. Continuați să lucrați, dovedind un profesionalism de neegalat. Problemele de la locul de muncă sunt compensate în sfera personală. Vă ascultați mult prea mult prietenii și ignorați uneori sfaturile apropiaților pe care poate ar trebui să le valorizați ceva mai mult. Eventualele tensiuni familiale ar trebui să fie tratate cu foarte mare seriozitate și rezolvate în cel mai scurt timp pentru a nu deveni conflicte în toată regula care să vă întunece zilele următoare. Vărsător. Se pare că experimentați o serie de schimbări în plan personal, mai cu seamă în ceea ce privește viața de familie și relația de cuplu. Astrele spun că nu va fi nimic care să vă amenințe interesele în această zonă, că nu aveți de ce să vă faceți griji. Vărsătorii pot pierde astăzi oportunitatea unei afaceri care le-ar fi putut rotunji veniturile. Dacă sunteți nostalgici, riscul de a irosi o șansă privind succesul carierei este foarte ridicat. Astrele vă sfătuiesc să trăiți în prezent, nu în trecut. Trecutul este trecut și trebuie să rămână acolo. Totuși, pentru mai multă precauție, încercați să vă comportați diplomatic, mai ales în situațiile tensionate și să nu contribuiți prin caracterul vostru impulsiv la inflamarea spiritelor. În plan profesional, se pare că lucrurile au o aparență pozitivă, care însă, la anumite momente, s-ar putea dovedi înșelătoare. Aceeași tendință spre prudență ar trebui să vă guverneze acțiunile și în acest domeniu. Pești. Se pare că vreți totul deodată, deși știți că în unele chestiuni acest lucru nu este tocmai bun, iar în altele este o dorință imposibilă. Dacă veți avea răbdarea necesară de a parcurge toți pașii ceruți de fiecare situație în parte, s-ar putea să aveți surpriza să fiți răsplătiți mult mai substanțial decât ați fi sperat. Peștii duc o luptă interioară. Este foarte probabil ca majoritatea evenimentelor planificate să fie puse în aplicare. Aroganța și narcisismul totuși nu sunt permise dacă doriți ca tot ce v-ați propus să funcționeze. Acești nativi provoacă invidie prin realizările lor, așa că nu vă grăbiți, ci mergeți în ritmul normal, care să vă permită să asimilați și să vă pregătiți așa cum trebuie pentru fiecare etapă în parte. În plan emoțional, s-ar putea produce o exacerbare a sentimentelor pe fundul unor vești venite de acasă sau de la cineva apropiat plecat departe. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!